Vă rog să rămâneți în picioare, citim din Cartea Genesei, am înțeles că s-a citit din Genesa 12, voi citi din Genesa 16, pagina Bibliei 15, începem cu versetul 6, să încheiem cu versetul 14. Vă rog să deschideți cei care aveți, vă aștept să deschideți. Din respect pentru cuvântul lui Dumnezeu, ascultăm acest cuvânt. Avram a răspuns Sarei, iată roaba ta este în mâna ta, fă-i ce-ți place. Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit de ea. Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustiu și anume lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Shur. El a zis, Agar, roaba Sarai, de unde vii și unde te duci? Ea a răspuns, fug de stăpâna mea, Sarai. Îngerul Domnului a zis, întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâna ei. Îngerul Domnului a zis, îți voi mulți foarte mult sămânța și ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărată. Îngerul Domnului a zis, iată, acum ești însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ismael, căci Domnul a auzit mâhnirea ta. El va fi ca un măgar sălbatic printre oameni, mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui și va locui în fața tuturor fraților lui. Ea a numit numele Domnului care îi vorbise, tu ești Dumnezeul meu care mă vede. Căci a zis ea, cu adevărat am văzut aici spatele celui ce m-a văzut. De aceea fântâna aceea s-a numit fântâna celui viu care mă vede. Amin. Amin. Ocupați locurile. Din toată inima vreau să-L binecuvântez pe Domnul care m-a ajutat să răspund unei invitații și să fiu în seara aceasta aici. Numele Lui să fie binecuvântat. Amin. Am observat, iubiți frați și surori, că este o tendință când este evangelizare. Dacă putem să chemăm un cântăreț extraordinar care s-a întors din lume, care s-a pocăit, dacă putem să chemăm un predicator renumit, un fost director sau un ofițer de armată, vreun om din poliție, ca să impresionăm acum oamenii cu personalitățile care s-au pocăit și s-au întors la Domnul. Nu-i rău asta, dar eu am vrut în seara aceasta să aleg unul din cele mai șterse personaje din Scriptură. Ca să vedeți că Dumnezeu nu stă de vorbă numai cu împărați, stă de vorbă și cu împărați. Și câteodată când îi supăra Dumnezeu, le zice înțelepților nebunilor și are dreptul acesta. Pentru că El prinde pe cei înțelepți în viclenia Lui, așa spune Scriptura. Dar am ales un personaj parcă uitat așa pe paginile Bibliei. Ca să mă adresez în seara aceasta persoanelor care se cred uitate de lume, nebăgate în seamă, disprețuite sub o formă sau alta. Pentru că Dumnezeul nostru, Dumnezeul cel mare, ne-a creat pe toți după chipul și asemănarea Lui. Ne vrea pe toți cu gelozie în împărăția Sa. Și vreau să am un cuvânt pentru persoanele acestea care se simt abandonate într-un fel sau altul. Eu am trăit scenele acestea, fiind dintr-o familie mai săracă, suntem 10 frați. Am simțit asta și la liceu când m-am dus, când scotea colegul meu, feciorul unui ofițer, scotea sandwich-ul cu unt și salam pe vremea aceea, în 1977-76. Și noi mâncam la cantină, probabil o bucățică de alva și un lapte diluat cu multă apă. Am văzut diferența aceasta între oameni. Este în lumea aceasta o diferență, dar asta o facem noi, oamenii, înaintea lui Dumnezeu, nu se are în vedere fața omului. El altfel gândește. El altfel judecă. Și m-am gândit la personajul acesta și vreau să vi-l prezint. Sigur, este o femeie. Dacă timpul îmi va permite și rămâne timp, vreau să recit câteva versuri să vă prezint un bărbat pe care Dumnezeu l-a mântuit, pe care Domnul Iisus l-a mântuit. Toate acestea vreau, iubiți ascultători, ca să vă determin să vă apropiați de acest Dumnezeu. Să vedeți cât de simplu s-a întâlnit această roabă,
un rob puteai să faci ce vrei cu el. Așa, de-aia am și citit și versetul 6, Avram, stăpânul, despre care ați auzit, un om credincios de altfel, dar a apărut un conflict de familie. Cunoașteți în mare istoria aceasta. A apărut un conflict între Sara și roaba ei, Agar. Și Avram îi spune, iată, roaba ta este în mâna ta, fă-i ce-ți place. Și Sara a început să se poarte rău și Agar a fugit de la ea. Așa sunt oamenii. Așa este conviețuirea noastră pe pământ. Ne întâlnim uneori cu oameni care se poartă rău cu noi. Și citim în continuare, iubiți frați și surori, că această roabă pleacă de la Sara. Și foarte interesant, spune, îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă. Eu când am citit acest pasaj, când am citit acest verset mai ales, m-am gândit că, de fapt, noi avem impresia că noi îl căutăm pe Dumnezeu. Și așa este, ne rugăm. Pavel, când a vorbit în Atena, în Fapte 17, vă rog să deschideți, este unul din pasajele uzuale care se citesc la evangelizare, în Fapte capitolul 17, în fața filozofilor vremii, a grecilor, erau foarte deștepți și nu făceau altceva decât să se adune în piață și să audă ceva nou, vreo frază extraordinară de filozofie. Vreau să vă dau un citat. Nu știu foarte multe citate din filozofii greci, dar ca să vedeți ce artă și ce stil de viață aveau ei acolo în Areopag, să asculte un verset, o frază concentrată, plină de filozofie. Și unul din filozofii greci spunea, interacțiunea dintre lucruri este cauza finală a lor. Dincolo de aceasta nu mai este nimic de cunoscut. Dacă ați înțeles ceva, deci era ceva concentrat, era ceva foarte profund pentru ei și căutau să vină cu aceste expresii în fața celorlalți care îi ascultau. Și într-o zi poposește Pavel în cetatea aceasta a înțelepților și îl vrea să-l prezinte pe Dumnezeu. Și când le vorbește, le spune despre Dumnezeu și eu vreau să vedeți exprimarea apostolului Pavel care spune, el, Dumnezeu, a făcut ca toți oamenii care au ieșit dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Deci El este aproape de noi și noi trebuie și noi avem impresia că Îl căutăm. Și Pavel a spus, fiecare să-L caute, să se apropie de Dumnezeu, să Îl descopere oarecum. Și iată că găsesc în pasajul acesta că Dumnezeul cel mare caută această roabă, o urmărește, o știe, o cunoaște și a găsit-o lângă un izvor de apă în pustiu. De altfel, Domnul Iisus când a venit, și vă rog să deschideți în Luca capitolul 19, El a venit pe pământ și a avut probleme cu mai mari poporul din vremea aceea. Pentru că se făcuse o segregare a păturilor sociale. Erau cei bogați, puteau să plătească, de-aia Domnul a spus, am venit să propovăduiesc săracilor Evanghelia. Și ori de câte ori Domnul făcea câte o lucrare și se oprea în dreptul unui nebăgat în seamă. Se oprește într-o zi în sinagogă și era o femeie plecată de spate, nu știu cum s-a dus la sinagogă, așa de greu a ajuns. Eu am spus în biserică în care păstoresc, în ziua judecății, femeia aceea va judeca pe mulți și va mustra pe mulți care sănătoși au stat acasă în ziua Domnului și n-au vrut să vină la adunare. Am într-o biserică, nu vă dau detalii, un frate care a spus, cel mai bun somn și mai dulce este duminica dimineață, rușine să-i fie. Ca în loc să fie la casa Domnului și în ziua judecății această femeie gârbovă din sinagogă îl va judeca. A venit în sinagogă și Domnul Iisus s-a îndreptat spre ea. I-a dezlegat neputința ei și ei ferbeau de mânie că era ziua de odihnă, era ziua sabatului. Și Mântuitorul a spus, și ea este o fiică a lui Avram,
slăvit să fie Domnul. Iată ce spune Domnul Iisus în Luca 7, în Luca 19, vă spuneam, ca să vedeți un verset extraordinar. Un vameș. Pentru evrei, vameșii era echivalent cu păcătoși. Așa și spuneau, iată-l că mănâncă cu vameșii și cu păcătoși. Pentru ei era tot una. Erau considerați ca trădători, luau dările de la evrei și le dădeau romanilor. Și mai marele vameșilor din Erihon, Zacheu vrea să-l vadă pe Domnul Iisus, era mic de statură, cunoașteți povestea, s-a urcat într-un pom de la marginea drumului, nu i-a scăpat ocazia și Domnul Iisus se oprește în dreptul lui. Și spune cuvântul că i-a spus Zacheu, dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta, versetul 5. Și în versetul 9, după ce Zacheu a stat înaintea Domnului și a spus, dau înapoi, Doamne, ce am năpăstuit, dau săracilor, îmi rezolv problema, deși Domnul nu-i spusese nimic. A fost așa poate doar un schimb de priviri. Domnul s-a uitat în casa lui și Zacheu a crezut că Domnul se uită la ce are el în casă și probabil a simțit așa în atmosferă, Zacheu, știu eu cum le-ai adunat după astea. Dar nu i-a spus Domnul nimic. Dar Zacheu a spus, Doamne, mă rezolv problema, mă rezolv problema. Dau înapoi ce am luat de la, ce am năpăstuit pe cineva și Mântuitorul spune, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este un fiu al lui Avraam. Și ascultați, fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Slăvit să fie Domnul. Vreau să vă spun, iubiți ascultători, stimați frați și surori, pentru că evangelizarea este și pentru consolidarea bisericii. Frații primesc învățătură prin cuvântul lui Dumnezeu și nu este numai pentru prieteni. E adevărat că în mod deosebit noi ne adresăm prietenilor. Dar vreau să spun și fraților, oriunde în Scriptură, în Vechiul Testament, este expresia Îngerul Domnului, cei mai mulți cercetători ai Bibliei sunt de părere că nu este vorba despre altcineva decât despre Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus, numele Lui să fie binecuvântat. El este interesat de viața noastră. Spune că a găsit-o lângă un izvor de apă în pustiu. Dacă cumva simți în jurul tău că toți te-au părăsit, dacă simți că viața ta este ca un pustiu, n-ai pe nimeni. Într-o zi, Domnul s-a dus la scăldătoarea Betesda cu multe pridvoare, aștepta o mulțime de slăbănogi, de ologi acolo, pentru că era un fenomen foarte rar, sigur. Un înger al Domnului se cobora din când în când, tulbura apa și numai unul se vindeca, cel care era primul. Și îl găsește pe unul acolo și îl întreabă, nu vrei să te faci sănătos? Dar el repede s-a gândit, omul acela s-a gândit la faptul că să-l ajute cineva să-l arunce primul în apă. Și el spune, cum n-aș vrea, dar n-am pe nimeni. Și Domnul, fără să-l arunce în scăldătoare, pentru că el este învierea și viața și el este medicul cel mare, îl vindecă pe omul acela și îi dă și mântuirea, slăvit să fie Domnul. N-am pe nimeni, a spus omul acela. Dacă este în seara aceasta aici cineva care se simte că n-are pe nimeni, că-i părăsit de toți, că este neînțeles de oameni. Iată că vreau să aduc o veste bună în această seară. Este cineva care se oprește în dreptul tău. Este cineva care te caută. Este cineva care este interesat de persoana ta. Este cineva care în ochii lui ai valoare. Slăvit să fie Domnul. Avem valoare în ochii Domnului Iisus. Dacă vrăjmașul ar vrea să ne șteargă pomenirea, dacă vrăjmașul ar vrea să ne distrugă, suntem săpați în palmele Domnului, numele Lui să fie binecuvântat. A găsit-o. A găsit-o lângă un izvor de apă. Și aș vrea, iubit ascultător, să mergem mai departe. Am găsit această expresie, a întrebat-o, deși îngerul știa, dacă a căutat-o și a găsit-o și știe amănunte Domnul, dar de multe ori ne întreabă. L-a întrebat pe Ilie la gura peșterii. Ori nu știa ce caut acolo Ilie, dar Domnul, Dumnezeu îl întreabă, Îngerul Domnului, glasul lui Dumnezeu, îl întreabă, ce faci tu aici, Ilie? Aici trebuia să fii tu. Doamne, cu alte cuvinte, Doamne, am fost plin de râvnă, caută să mă omoare. Nu sunt mai bun decât părinții mei, așa cum spun toți oamenii din Scriptură care
cad într-un fel de depresie, într-o descurajare totală. Că nu suntem noi primii care am căzut în descurajare, au fost și alții înaintea noastră. Și când se vedea Ilie pierdut și abandonat, Domnul îi spune Ilie, mai am 7.000 de bărbați care n-au sărutat Baalul și al căror genunchi nu s-au plecat înaintea acestui Dumnezeu străin. Nu ești singur, Ilie. Și n-ai terminat activitatea, du-te înapoi. Îl ungi pe Hazael ca rege al Siriei, pe Jehu, împărat al lui Israel, și pe Elisei din Abel Mehola ca proroc în locul tău. Mai ai încă treabă, Ilie. Deși Ilie se vedea pierdut, deși Ilie se vedea abandonat de Dumnezeu și s-a speriat de amenințările Izabelei. Iată că aflăm în seara aceasta cum îngerul Domnului o întreabă pe Agar, de unde vii și unde te duci? De fapt, această întrebare, iubiți ascultători, Dumnezeu ne-o pune la toți. Și pe mine Dumnezeu m-a întrebat într-un anumit context în viața mea, ce-i cu tine? Unde vrei să mergi? Dumnezeu, când caută pe oameni, vrea să le dea o direcție. Vreau să te întreb în seara aceasta, iubit ascultător, tu știi de unde vii? Știi că noi avem originea în Dumnezeu? Știi că Pavel a spus celor din Areopag, atenienilor, citând un vers din poeții greci, suntem de neam din Dumnezeu? Noi am fost creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui. Dacă n-ai știut de unde vii, în seara aceasta vreau să îți spun că tu ai o origine divină. Nu suntem din maimuță. Nu suntem din maimuță. Noi am fost creați, suntem ființe inteligente și dacă am grai și nu muget, spunea poetul, să spun ce gândesc și ce nu. Și dacă am harul să cuget, te laud, o Doamne, că așa ai vrut Tu. Slăviți să fie Domnul! Noi suntem creați de Dumnezeu. Venim de undeva. Dumnezeu ne-a adus în lumea aceasta cu un scop nobil. Numele Lui să fie binecuvântat. Și dacă te întrebi care este destinația ta, vreau să spun că avem de asemenea o destinație nobilă. Ne așteaptă Mântuitorul. Vrea să fim cu El. El nu vrea cerul fără oameni, spunea poetul, dar nici pe oameni fără cer. Domnul Iisus Hristos, când a plecat dintre ucenici, le-a spus ucenicilor în Ioan 14, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă nu ar fi așa, v-aș fi spus, mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Ce frumos! Ce invitație ne face Domnul în seara aceasta! Ce încurajare, ce îmbărbătare! Suntem așteptați undeva! Va veni să ne ia, așa a spus. Și am cântat despre venirea Domnului și eu cred în această venire a Domnului. Și vreau să spun, iubit ascultător, că această venire a Domnului nu este departe. După pulsul vieții pe care noi o trăim, după lumea și evenimentele care ne înconjoară și rapiditatea cu care vin aceste evenimente peste noi. Când eram copil și citeam în cartea Apocalipsei, mi se păreau că evenimentele sunt departe de mine. Dar iată că acum ele sunt foarte aproape. Datorită stricăciunii oamenilor, datorită nelegiuirii care se înmulțește, venirea Domnului este foarte aproape. Ai o destinație binecuvântată, o destinație cerească. Gândește-te la aceasta. Dacă te-ai întrebat, oare ce-i cu mine, de unde am venit și unde merg, vreau să spun în seara aceasta că Domnul vrea să faci parte din familia Lui. Domnul te cunoaște. Uitați-vă la detaliile în continuare ce-i vorbește acestei femei. Repet, o roabă nebăgată în seamă. Dar ca să poți să intri în atenția lui Dumnezeu, dacă vrei să intri în grația lui Dumnezeu, nu se poate oricum. Spunea un părinte, am stat de vorbă cu el în Statele Unite, am fost recent în noiembrie și spunea că a venit fiul lui din adunare, sigur, a venit la el și avea un păr mare și taică-su fiind dirijor de cor și cunoscut în biserică, a spus, mă băiete, la mine tu să vii tuns, frumos, așa. Dar el zice, da, nu se spune în biserică că la Domnul Iisus poți să vii așa cum ești,
bine, la Domnul Iisus vii așa cum ești, dar când vii la mine, vii tuns, bine? Că așa avem impresia, că trebuie să venim așa cum suntem. Dar iată ce i-a spus îngerul acestei femei. Îmi place așa de mult și citind pasajul acesta pentru biserica aceasta, știind că voi veni în această seară aici, îngerul lui Dumnezeu, Domnul Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu m-a atenționat asupra acestei părți din citirea mea. Spune aici, îngerul Domnului i-a zis, întoarce-te și supune-te. Au fost două cuvinte pe care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă să le spun în seara aceasta. Dacă vor fi persoane care vor urmări programul acesta, dacă vor fi persoane care le este dor de casa aceasta de adunare, le spun în seara aceasta, prin autoritatea lui Dumnezeu, întoarce-te și supune-te. Nu se poate altfel înaintea lui Dumnezeu. Când a venit femeia samariteancă la Domnul Iisus, ea se interesa de închinare, de locul sfânt, de... Unii spuneau că în Ierusalim, alții spuneau că pe muntele Garizim, unde s-au dat binecuvântările când au intrat evrei în țara Canaanului, era un loc deosebit, un loc cu o comemorare anume. Când au intrat, au rostit binecuvântările acolo. Și samariteni spuneau că aici e locul de închinare. Evreii spuneau, în Ierusalim e locul. Și când femeia aceasta s-a interesat de cele sfinte, Domnul s-a oprit în dreptul ei, și nu i-a cerut ca lui Zacheu să împartă din avere, nu i-a cerut ca lui Avram să jertfească pe Isaac, i-a spus, vino cu bărbatul tău, tu ai o problemă și trebuie să o rezolvi. Văd că ești proroc, a spus ea. N-am bărbat, a zis ea, drept ai spus aici, cinci ai avut și cel care l-ai nu este al tău. Aici ai spus adevărul, asta e problema ta. Când Dumnezeu ne cheamă, când Dumnezeu ne caută, când Dumnezeu vrea să ne dea o direcție, El ne cere să-L ascultăm. Întoarce-te și supune-te, spune cuvântul lui Dumnezeu. Chiar expresia pocăiți-vă pe care a spus-o Domnul Iisus, ea a fost tradusă în limba română pe înțelesul nostru. Dar această expresie a folosit-o, a parcurs o transformare, a suferit o transformare până a ajuns la noi în limba română pocăiți-vă. Evreilor, când Domnul Iisus a început să propovăduiască, li s-a spus, întoarceți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeul cel adevărat, întoarceți-vă la bunătate, întoarceți-vă la adevăr, întoarceți-vă la dreptate, nu mai faceți tot felul de lucruri rele. Și evreilor, Domnul Iisus le-a spus contemporanilor săi, întoarceți-vă, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Acest cuvânt a trebuit să fie spus grecilor. Biblia a fost tradusă și apoi cuvântul s-a adresat grecilor. Pavel s-a dus în Areopag, la greci. Ei, când a trebuit să se spună grecilor, grecilor nu puteai să le spui întoarceți-vă. Unde să se întoarcă? La zeitățile, la zeii din Olimp? Au o mitologie greacă mai mare ca Biblia, grosime. O grămadă de zeități și bazată pe niște lucruri, niște bazaconii de te doare capul. Să vă spun numai, se spunea despre Venus că a ieșit din capul lui Zeus când Hephaistos a lovit cu barda. Așa s-a născut o zeiță, zeița Venus. Deci vă dați seama ce este mitologia greacă. O abureală, dar e o carte foarte mare, o mulțime de zei. Cum să le spui grecilor, întoarceți-vă? La ce să se întoarcă? Și atunci a trebuit cuvântul acesta să sufere o transformare și grecilor li s-a spus, schimbați-vă gândirea. Dumnezeu nu este asemenea aurului sau argintului, spunea Pavel în Areopag. El n-are nevoie să fie slujit de mâini omenești. Am văzut la toate colțurile câte un altar. Ba Zeus, ba lui Atena, ba lui Mercur și alții, o mulțime de zei. Am văzut undeva și un altar unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, pe acest Dumnezeu vreau să vi-l prezint eu. El nu este ca ceilalți. N-are nevoie. E Dumnezeul cerului și al pământului. Slăviți să fie Domn! De aceea grecilor li s-a spus metanoia, schimbați-vă gândirea. Și când Evanghelia a trebuit să vină pe pământul Daciei, la popoarele acestea care erau religioase în felul lor, nu puteai nici să le spui întoarceți-vă, nici nu puteai să le spui schimbați-vă gândirea și a trebuit să li se spună căiți-vă cu o prepoziție care să arate o căință profundă și strămoșilor noștri li s-a spus,
pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Slăvit să fie Domnul. Deci dacă ar fi să dăm o definiție pocăinței, ea este o întoarcere la Dumnezeu, o schimbare a gândirii și o părere de rău pentru trecutul care l-am avut. Domnul să ne ajute să părăsim trecutul acesta și dacă ești în seara aceasta cercetat de cuvântul lui Dumnezeu, repet și închei gândul acesta, întoarce-te cu fața spre Dumnezeu, ascultă de El și supune-te. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel, spunea Petru în casa lui Corneliu. Nu suntem lipsiți de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun, iubiți frați și surori, am rămas uimit când am citit în Biblie, pentru că vreau să vă aduc un argument că această Biblie este adevărată. Și vă aduc un argument cu un verset care l-am citit în seara aceasta. Eu am locuit timp de 3 ani de zile, în timpul școlii la Timișoara, cu 2 arabi în cameră. N-aveau cazare și a zis șeful de cămin, dacă vreți să-i luați, erau arabi creștini. Dar prin acești arabi creștini i-am cunoscut și pe ceilalți. Mergeam în camerele lor, am cunoscut mentalitatea lor, am ascultat muzica lor, aceea gălăgioasă, am vrut să cunosc un pic, le plăcea foarte mult muzica noastră populară, o ascultau, nu înțelegeau la început, că nu știau prea bine românește. În primul an făceau un pic de limba română și apoi începeau să învețe, în sfârșit. Dar am cunoscut un pic psihologia arabilor. Și vreau să vă spun în seara aceasta, iubiți ascultători, să vă dau un argument că Biblia are dreptate când Îngerul Domnului i-a spus acestei femei despre cel ce se va naște, Ismael. Ascultați! El va fi ca un măgar sălbatic printre oameni, mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui. Ce ziceți? Nu se împlinește cuvântul acesta acum cu popoarele arabe? Nu-i tulburată Europa de invazia acestor oameni energici, bătăioși, care nimic nu-i opresc din cale? Am rămas uimiți, fraților, că l-am schimbat la Londra avionul și am decolat la Londra, am văzut din avion o moschee mare. Cât ai putut să prinzi în imagine, cât a coborât avionul, se vede că are semnul acela al semilunei și au cupolele acelea specifice Orientului și nu confunzi o moschee, clar, o distingi de toate celelalte construcții, că se construiesc într-un fel anume. În Londra, de unde au plecat mari evangheliști și au evangelizat America, în Londra unde au fost mari predicatori, să fie o moschee? Da, pentru că oamenii aceștia n-au păstrat în inima lor și în conștiința lor pe Dumnezeu, Dumnezeu le-a trimis o lucrare de rătăcire. Și Londra și Anglia este invadată acum de arabi. Și este acest conflict. Cunosc acest conflict. E ca un măgar sălbatic, așa cum scrie aici, mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui și mâna lui împotriva tuturor oamenilor. Peste tot intră cu tot felul de acte de terorism și așa mai departe. Nu este nevoie să detaliez, vreau să vă spun că Biblia are dreptate. Slăviți să fie Domn. Și aș putea să mai dăm câteva citate din Scriptură, dar mă folosesc de pasajul acesta care l-am citit în seara aceasta. Cunoscând, repet, temperamentul lor, cunoscând modul lor de viață și așa mai departe. Vreau în seara aceasta să luați aminte la cuvântul lui Dumnezeu, iubiți ascultători. Vreau să fiți foarte atenți pentru că Scriptura aceasta s-a împlinit din ea multe profeții pe care Domnul Iisus le-a spus. Deși contemporanii Domnului Iisus n-au vrut să primească aceste profeții. Vă dau un exemplu și vreau să deschideți în Luca, când Domnul Iisus a predicat despre Ierusalim. Foarte interesant, pentru că unii au comentat ce a vorbit Mântuitorul. Vreau să vă conving în seara aceasta, să am cuvinte convingătoare că Biblia are dreptate, să credem acest cuvânt al lui Dumnezeu, ca nu cumva să îl luăm în râs și să ne fie nefast această necredință, să ne fie nefastă. Pentru că nu toți oamenii au crezut ce a spus. Ginerii lui Lot au crezut că Lot glumește. Când îngerul i-a spus lui Lot, ieși repede de aici.
Am fost trimiși să vedem și vine mare prăpăd și mare judecată peste locuitorii acestor cetăți. Repede să ieși de aici. Mântuitorul, ascultați cum a profețit Domnul Iisus, Luca 21. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustirea lui este aproape. Atunci cei din Iudeea să fugă la munți. Și ascultați, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el. Și-au zis sceptici în vremea aceea, dacă Ierusalimul e înconjurat de oști, cum să ieși afară din el? Nu-i bună profeția. Și-au luat în râs această profeție, dar Mântuitorul a spus, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, cei din interiorul lui să iasă afară. Domnul a vorbit drept, cuvântul lui Dumnezeu are putere și are dreptate, Biblia este adevărată. A venit anul 68, spune istoria, vă citesc din istorie, Vespasian înconjoară Ierusalimul cu oștile lui. Nici până în ziua de astăzi nu se știe, a fost chemat la Roma, a trebuit să rupă această încercuire. Ucenicii care erau în interiorul Ierusalimului și-au adus aminte de cuvintele Mântuitorului, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să ieșiți afară din el. Când Vespasian a retras armatele și s-a dus la Roma, ucenicii și creștinii au plecat din Roma, din Ierusalim. A venit anul 70, 2 ani, foarte scurt timp. În anul 70 a venit Titus, fiul lui Vespasian, a înconjurat Ierusalimul și l-a făcut una cu pământul. Are dreptate cuvântul lui Dumnezeu? Are dreptate cuvântul lui Dumnezeu. Numai noi să-l citim cu atenție, noi să fim atenți la ceea ce ne spune Dumnezeu prin cuvântul său. Vreau, iubit prieten, iubit ascultător, să iei aminte la acest cuvânt al lui Dumnezeu, să nu cumva să iei în râs ce spune Scriptura. Chiar dacă nu înțelegi, chiar dacă nu înțelegi ceva, nu râde de ceea ce scrie sau de ceea ce spune Dumnezeu, căci cuvântul lui Dumnezeu are putere. Slăviți să fie Domnul! Apoi vreau să spun, iubit ascultător, un alt lucru foarte important pentru tine. Femeia aceasta a auzit de la acest înger și foarte interesant, zice, îi vei pune numele Ismael, care înseamnă Dumnezeu a ascultat, el ascultă, căci Domnul a auzit mâhnirea ta. Așa este, în limba arabă, că eu îi auzeam. Ei când strigau către un coleg, ascultă-mă, ascultă-mă, el striga, Isma, Isma, i-am auzit eu. Cum îl atenționa pe colegul său. Și Ismael, în limba arabă, așa ascultă, așa înseamnă, el ascultă, pentru că Domnul a auzit mâhnirea ta. Vreau să spun, iubit ascultător, după ce ai auzit de un Dumnezeu mare și puternic care este interesat de viața ta, după ce ai auzit de cuvântul său care îți vorbește și care să-l citești, să-l cauți, să te hrănești cu el, că este o hrană, îți dă putere. Am citit de multe ori dimineața și Domnul mă încuraja pentru ziua care urma și îmi dădea îmbărbătare prin cuvântul său. Am primit mângâiere prin cuvântul lui Dumnezeu. Am primit îmbărbătare în momente critice. Așa este cuvântul lui Dumnezeu, este atât de binevoitor și binefăcător pentru noi, încât avem nevoie de acest cuvânt al lui Dumnezeu. După toate acestea vreau să spun că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Slăviți să fie Domnul! Și nu te strădui neapărat să înveți rugăciuni sofisticate. Că a venit cineva la noi la biserică și a stat lângă o soră și a ascultat-o cum s-a rugat sora aceea. Și femeia aceasta, oaspetea casei Domnului, prietenă, a întrebat-o, de unde ai învățat rugăciunea aceasta? Să o învăț și eu. Rugăciunea trebuie să fie naturală înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu știe ce avem noi trebuinți. Dacă copilul meu vine la mine, sau când erau mai mici la școală și venea cu ghiozdanul rupt, el trebuia să-mi facă o rugăciune specială sau o cerere specială pentru ca să-și cumpere ghiozdan. Eu nu vedeam că ghiozdanul lui e rupt. Nu știam eu care e cauza că s-a rupt ghiozdanul. Ba da. Mai mult decât atât, Mântuitorul spunea despre Dumnezeu, voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc va da Duhul Sfânt celor care îl cer, spune în Evanghelia după Luca. Dumnezeu ascultă rugăciunea noastră, numele Lui să fie binecuvântat. De aceea vreau să încep să te rogi, repet, spune în cuvinte simple ce vrei să-i spui.
Pentru că mă gândesc la un alt rob, robul lui Avram, care a fost trimis să aducă o mireasă pentru Isaac. După Ismael s-a născut Isaac și apoi a trebuit să fie căsătorit Isaac undeva la o vârstă destul de înaintată. Și îmi place așa de mult de robul acesta, Eleazar. Nu știa foarte multe despre Dumnezeu, dar îi dă Avram o misiune extraordinară, se duce la rudele lor să aducă mireasa și stă tot lângă o fântână, tot lângă un izvor de apă, pentru că multe evenimente din Scriptură se derulează în jurul sursei de apă, pentru că însăși Dumnezeu este sursa de apă vie, numele Lui să fie binecuvântat, și stă omul acesta lângă sursa de apă și face o rugăciune simplă. Îmi place așa de mult de omul acesta, ne dă o lecție. Nu era deștept foarte tare, era un rob. Era cel mai bătrân rob din casa lui Avram. Și stă lângă fântână și spune: Doamne Dumnezeul lui Avram. Nici măcar nu putea să spună: Doamne Dumnezeul meu. El știa că e Dumnezeul lui Avram. Doamne Dumnezeul lui Avram, stau aici lângă fântâna aceasta. Am o mare problemă și trebuie să o rezolv. Trebuie să duc o soție stăpânului meu, lui Isaac. Doamne ajută-mă, fă ca fata la care îi voi spune, că nu cunosc, nu știu. Avram, nu, stăpânul meu, nu vrea să-i duc pe oricine. Dar pun un semn înaintea ta: Doamne Dumnezeul lui Avram, fă ca fata la care îi voi spune, dă-mi să beau, să spună: ia și voi da de băut și cămilelor tale. Aceea să fie cea care ai pregătit-o tu pentru stăpânul meu. Ce credeți, iubiți frați și surori? Dumnezeu poate să pregătească ajutorul potrivit? Poate să pregătească. Important este că noi să ne încredem în El, pentru că e o diferență între Isaac și fiul lui Iacob. Isaac i s-a adus soția acasă, mireasa, Iacob s-a dus o caute. Și cât a plătit Iacob? Știți, nu? A stat rob mulți ani pentru că a zis: eu mă duc și eu mi-o aleg și eu mi-o caut. Și a zis: o vreau pe Rebeca că-mi place. Pe Rahela. O vreau pe Rahela că-mi place. Și cum stătea robul acesta la fântână și face această rugăciune simplă, pe care vă recomand să vă exprimați lui Dumnezeu în mod simplu, nu are nevoie de cuvinte sofisticate, nu are nevoie de fraze bine pregătite, exprimă-te simplu. Doamne Dumnezeule, am auzit că Tu ești un Dumnezeu viu și adevărat. Eu mă lupt cu cutare lucru, eu am problema cutare, eu vreau să Te cunosc pe Tine, dar nu știu cum. Și El îți va vorbi, El îți va răspunde. Slăviți să fie Domnul. Spunea cineva la o evangelizare, și mi-a venit în minte acum, a fost dus un pic cu Sila de familie, i s-a promis ceva: dacă vii cu noi la evangelizare în seara asta, mi se pare să-i dea o pereche de bluși sau ceva, i-a promis ceva la tânărul respectiv. Și cum stătea așa în adunare, aștepta să treacă programul, în sfârșit, nu asculta predica, nu-l interesa nimic, a venit de silă la adunare, la evangelizare. Și când s-a uitat la un candelabru sus, era un candelabru cu 5 becuri în adunarea respectivă. Și din cele 5 becuri, un bec nu ardea. Și zice el în sinea lui: Dumnezeu i-a vorbit și a spus: eu sunt becul ăla stins, suntem 5 frați, ăla-i eu sunt, becul acela stins. Și din momentul acela a început să asculte predica, Dumnezeu i-a vorbit, dar a trebuit să-i vorbească prin altceva, pentru că el nu vrea să asculte. Dumnezeu este Cel care poate să ne vorbească și poate să ne rezolve problemele care le avem. Numele Lui să fie binecuvântat. El ascultă rugăciunea. Psalmul 65 spune: Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la Tine. Îndreptați-vă gândul spre Dumnezeu, îndreptați rugăciunile spre El, pentru că El este Cel care răspunde rugăciunilor noastre. Chiar dacă ni se pare nouă că El întârzie, vreau să vă îndemn în seara aceasta, privind la roaba aceasta pe care Dumnezeu a ascultat-o. I-a ascultat rugăciunea. I-a dat un drum. A intrat într-o mare familie. Vreau să vă spun de asemenea, și am rămas uimit, iubiți fraților, când am citit în Isaia 19, planul măreț al lui Dumnezeu. V-am vorbit despre arabii aceștia care sunt atât de neastâmpărați și vor să facă multe. Ia să vă citesc ceva din Isaia 19, o profeție a Domnului, ca să vă îmbărbătez un pic, ca să vă arăt ce mare Dumnezeu avem, ce mari promisiuni sunt în Scriptură.
pagina în Biblie 696. Începem cu versetul 18. În vremea aceea vor fi 5 cetăți în țara Egiptului. Tot în vremea aceea, versetul 19, va fi un altar pentru Domnul în țara Egiptului. Și la hotar va fi un stâlp de aducere aminte pentru Domnul. Aceasta va fi pentru Domnul oștirul un semn și o mărturie în țara Egiptului. Ei vor striga către Domnul din pricina asupritorilor și El le va trimite un mântuitor și un apărător. Un mântuitor care este Hristos Domnul și un apărător, un paraclet, care este Duhul Sfânt. Așa îl spune Scriptura. Vă voi trimite un alt mângâitor care este apărătorul nostru. Le va trimite un mântuitor și un apărător care să-i izbăvească. Atunci Domnul se va descoperi egiptenilor și egiptenii vor cunoaște pe Domnul în ziua aceea. Vor aduce jertfe și daruri de mâncare, vor face juruințe Domnului și le vor împlini. Astfel, Domnul va lovi pe egipteni, îi va lovi, dar îi va tămădui. Ei se vor întoarce la Domnul care îi va asculta și îi va vindeca. Merge mai departe. Mai mare uimire când citești asemenea pasaj. În aceeași vreme va fi un drum care va duce din Egipt în Asiria. Irak, partea aceea, Iranul, țări musulmane care vor să instaureze statul acela islamic. Da? Asirienii se vor duce în Egipt și egiptenii în Asiria și egiptenii împreună cu asirienii vor sluji Domnului. Mare minune, dar cred că se va întâmpla, că Domnul vorbește. Și din mai departe. Tot în vremea aceea, Israel va fi al treilea, unit cu Egiptul și cu Asiria, ca o binecuvântare în mijlocul pământului. Domnul oștirilor îi va binecuvânta și va zice, ascultați, aici am rămas uimit când am citit ce a zis Domnul. Binecuvântat să fie Egiptul poporul meu și Asiria lucrarea mâinilor mele și Israel moștenirea mea. Amin. Slăvit să fie Domnul. Are un plan extraordinar Dumnezeu. Iată, chiar, repet, popoarele acestea care creează probleme lumii, iată că Dumnezeu are un plan. Cred că va face această lucrare. Și mai ales știți cum va lucra Dumnezeu? Le va vorbi prin descoperiri cerești. Povestesc anumiți musulmani care au trecut la creștinism că Dumnezeu le-a vorbit, că Domnul Iisus li s-a arătat, așa cum li s-a arătat lui Saul pe drumul Damascului. Dumnezeu, Domnul Iisus în mod deosebit li s-a arătat pentru că ei spun că Iisus este un profet, dar ei îl pun alături de Mohamed, profetul lor cel mai mare. Dar când Domnul li se arată prin vindecări, prin minuni, prin semne, ei se întorc la Domnul, pentru că mare putere are descoperirea de la Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit oamenilor prin vise, a vorbit Dumnezeu prin descoperiri cerești și omul capitulează în fața descoperirilor lui Dumnezeu. Povestea cineva, a fost martor la o lucrare, a intrat un om la rugăciune pe vremea trecută, nu era pocăit, și a venit o lucrare prin Duhul Sfânt și i-a spus omului respectiv, prin Duhul Sfânt, bărbatule care ai multă, multă, multă școală. Și a spus de 3 ori și omul acela avea 3 facultăți. Când a auzit descoperirea, s-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu. Cum știe Dumnezeu viața mea? Și multe alte exemple când Dumnezeu vorbește, numele Lui să fie binecuvântat. Eu cred că Dumnezeu se va îndura de aceste popoare. El a ascultat rugăciunea acestei femei. Și ascultați ce frumos spune ea. De altfel și psalmistul spune, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. După ce a auzit planul care îl are Dumnezeu cu ea, după ce Dumnezeu i-a vorbit de valoarea care o are înaintea lui Dumnezeu, când Dumnezeu i-a dat importanță vieții ei și i-a vorbit de copiii lui ei, de urmașii ei, de lucrarea care o va face, femeia aceasta a spus, s-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu și a spus, Tu ești Dumnezeul care mă vede. Vreau în seara aceasta, iubit ascultător, iubită ascultătoare, să te gândești la acest Dumnezeu. Să fie și pentru tine Dumnezeul cel care te vede. Numele Lui să fie binecuvântat. Eu vreau să spun, iubit ascultător și iubiți frați, vă spuneam că evanghelizarea este și pentru frați ca o consolidare. Am avut de câteva ori în viață o dovadă că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Am ajuns eu la concluzia aceasta că Dumnezeu este Cel care mă vede și mă cunoaște și știe problemele care le am eu. Ne frământam cu soția, se născuse al 10-lea copil
și am cumpărat lapte praf. Vreau să vă povestesc pe scurt ca să le arăt prietenilor și le arăt fraților că Dumnezeu este cel care se implică și am numit această parte a vieții mele sau evenimentele acestea le-am numit matematica lui Dumnezeu. Am rămas uimit de modul cum Dumnezeu ne urmărește și știe cu amănunte despre viața noastră. Numele Lui să fie binecuvântat. Și am cumpărat împreună cu soția, a trebuit să luăm mai mult lapte praf pentru că era în 92 sau 93, era atunci o mare inflație a banilor și nu mai găseai lapte praf și ca să poți să-i dai o masă continuă, un timp îndelungat, după aia nu mai găseai de forma aia, trebuia să cauți, am cumpărat mai mult lapte praf, ca să facem un pic de stoc, și am dat vreo 26.000 de lei, am vrut să spun că era foarte mult, nu știu dacă nu era jumătate din salariul meu de atunci, dar puțin m-am speriat un pic cu soția, n-am spus neapărat oare ce o să se întâmple, dar ca să dai așa de mult pe lapte praf, ce faci cu ceilalți, că el era al 10-lea? Ce faci cu celelalte cheltuieli? Am dat o sumă foarte mare, 26.000 de lei pe laptele praf. Și a doua zi, fraților, în poștă. Aici am rămas uimit de matematica aceasta lui Dumnezeu. Poșta de la poartă, deci era deschisă ușița și cineva a introdus un plic care a căzut jos în curte. Și când am deschis plicul acela dimineața, erau 26.000 de lei. Cine i-a trimis? A rămas uimit. Am mai pățit așa o întâmplare la servici. Am avut o lucrare și a spus, domnul, ți se va face o nedreptate la servici, să nu cârtești, să nu murmuri. Atât a fost lucrarea. Și într-o dimineață, și asta nu de mult, când deja vorbim de sute de lei, nu de milioane, deci deja erau schimbați bani. Îmi spune șefa de servici, directorul ți-a tăiat din salar și eu am spus, știu. Știam că avusese în lucrare. Mi-a tăiat din salar, dar șefa nu mi-a spus cât. Și fraților, după câteva zile, înainte de a apărea fluturașul cu salarul, nu știam cât a tăiat. Mă sună cineva, frate Fedor, te rog să-mi spui adresa. N-am mai primit bani pe adresă. Să nu credeți cumva că... Dar a fost, vă spun, este matematica lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domn. Și când a venit fluturașul, cu minus 300 de lei, nu știu dacă în aceea zi sau a doua zi sau înainte a venit mandatul poștal, mandatul poștal era exact 300 de lei. Cine a socotit? Deci șeful a tăiat 300 de lei din salar, mandatul poștal a venit tot cu 300 de lei, pentru că Dumnezeu a spus, ți se va face o nedreptate, dar să nu cârtești și să nu murmuri. Slăvit să fie Domnul care are o matematică precisă. Numele Lui să fie binecuvântat. Vreau să vă povestesc o întâmplare și în partea cealaltă. Adică să nu credeți că sunt un om perfect. Lucram în agricultură la Iași Fântânele, lângă Arad. Sectorul construcției unde lucram eu era foarte aproape de gospodăria anexă, unde erau animalele și așa, Iași avea toate acestea. Și într-o zi îmi spune șoferul care pleca la baza agriculturii, baza agriculturii era câteva numere mai departe de casa mea, foarte aproape, pe aceeași stradă. Cred că la 107 era baza agriculturii și la 119 era casa mea, pe aceeași stradă. Și zic șoferului cu multicarul care mergea după piese și pentru construcții și pentru... Așa era atunci. Îi spun, uite, eu lucrez în agricultură, nu o să mă duc eu să cumpăr niște baloze de paie. Ia pune 4 baloze de paie în multicar și du-i acasă, că am nevoie, aveam animale. Eram la marginea orașului, în sfârșit. Și mă gândeam, o să dai eu 25 de lei pe un balot, lucrez în agricultură și a încărcat, șoferul m-a ascultat, a încărcat 4 baloze de paie și a dus acasă. Dar mă sună șoferul după un timp. Toarșul inginer, cum spunea ei, să vede ce s-a întâmplat, m-a oprit, m-a găsit poliția la ușa dumneavoastră și ce caut aici, că baza e mai încolo, și mi-a dat amendă 100 de lei. 4 baloți ori 25 de lei, egal 100 de lei. Deci n-am vrut să dau 100 de lei pe baloți la piață, să mă duc să-i cumpăr, să fiu un om cinstit, să fiu un om corect, a trebuit să dau o amendă de 100 de lei, pentru că am călcat anumite principii. Domnul să mă ierte. Deci... Este această matematică a lui Dumnezeu. Eu sunt uimit, poate că dumneavoastră nu realizați, dar chiar așa să calculeze Dumnezeu. Da, Dumnezeul nostru este Cel care ne vede. Știe ce avem nevoie, ne pregătește ceea ce avem nevoie, ne corectează când greșim, ne îndreaptă și David spune, toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Slăvit să fie Domn. Vreau să vă încredeți în acest Dumnezeu. Și apoi, în final, mă apropie de încheiere, frați și surori, s-a numit fântâna aceea, fântâna
celui viu care mă vede. Fântâna celui viu. Vă spuneam că toate sunt legate ca evenimente de un loc unde curge această apă vie. Mântuitorul spunea în ziua cea mare a praznicului, dacă însetează cineva să vină și să bea, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Este fântâna celui viu. Numele lui să fie binecuvântat. Doresc ca Domnul să vă cerceteze, iubiți frați și surori, și așa cum vă spuneam, aș vrea încheiere să încerc să recit câteva versuri despre un alt personaj care în ultimul moment al vieții lui a venit la Domnul Iisus, deși omul acesta, bărbatul acesta, nu avea niciun merit. Când citești Scriptura Sfântă și rămâi pe gânduri dus, parcă vezi prin ceața vremii cum pe Golgota Iisus, dureros privea văzduhul până pleoapele-i căzură peste ochii blânzi, iar Duhul coborâ în grabă jos în închisoarea morții, în șeol să frângă în două pentru a-i săi zevorul porții. Te ridică apoi cu gândul în Eden și vezi în zare o cetate de lumină cu oștiri în sărbătoare. Și pe întinderea câmpiei sunt ca floarea primăverii, când deodată din trompetă da un lung semnal străjerii. Da, departe printre stele ca un fulger neîntrerupt, un convoi străbate largul bolților de dedesubt. Vin în haine de lumină și se înalță ca un stol zecile de mii de duhuri liberate din șeol. Izvăvit de sub pedeapsă, iată primul om, Adam, apoi Eva, Set, Abel, Terah, Avraam, pe Isaac și pe Iacob liberați de lanțuri grele, Iosif ca o stea lucește între 11 stele. Dar în fruntea tuturor, ce luceafăr glorios umple cerul de lumină și de har victorios? E Iisus, purtând pe frunte diadema de lumini, cu aceeași simplitate cum purtase crengi de spini, e Iisus cu mâini întinse, înveșmând de raze nins, cu aceeași duioșie cum pe cruce le-a întins. Dar poarta cea înaltă de cleștar dintr-o bucată, cum își va deschide oare uriașul stăvilar? Până în bolți un glas răsună, larg ca bubuitul lavei, sus acum voi porți eterne, iată împăratul slavei. Cine-i împăratul slavei? Domnul tare și viteaz, care a biruit în luptă cel mai fioros grumaz. Și-au intrat cu toți cântând, larg vuiește zarea, moartea prin Adam veni, prin Iisus salvarea. Și pe când Edenul slavei de atâta farmec plin, dinspre stele către poartă vin încet un biet străin. Ochii lui sunt plini de frică, păr un frunte, fața-i subtă și pe trupul plin de răni poartă o cămașă ruptă. Cine ești? Îl întreabă unul din îngerii străjeri. Ce dorește? Îl scodește el cu ochii lui severi. Eu, șoptise încet străinul copleșit de un oftat, sunt un ticălos din lume. Nu știu să fi fost păcat să nu-l fi făcut în viață. Am ucis, am jefuit. De copil m-a prins o vrajă de pahar și de cuțit. Mă țineam ascuns prin peșteri și prădam pe cei bogați. Sângele curgea ca apa și apoi galbenii prădați mi-i luau toți cărciumare și femeile pierdute. Și sfârșeam în zor de zi printre brusturi și cucute. La altar n-am adus jertfă nicio mierlă de când sunt. Răul am făcut în viață, binele nici când. O putere de balaur mă îndemna să beau, să prad. Vai, destul, destul, strigă străjerul, locul tău e acolo, în iad. Și cu mâna lui întinsă arătă în jos sub cer, într-o gură de întuneric flăcări vii, într-un crater. Se uită pierdut străinul și abia putu șopti, da, acolo. Dar ascultă, înainte de a muri, osândit fiind la moartea cea mai grea, mai blestemată, am văzut hulit de gloată un profet murind alături, ba mai mult ca un profet. Nu era un om din lume, căci sub fruntea de namet îi domnea o pace în suflet și o dumnezeire în grai. El mi-a spus privindu-mi fața, azi vei fi cu mine în rai. Și acum o vorbă numai, un cuvânt mai am de spus. Dacă tot ce văd e raiul, nu-i pe aici acel Iisus? O, Iisus e aici, e în slavă, tot ce vezi îi aparține. Dar de ce ți-acoperi fața, hohotind, sau plângi, străine? Nu știu cum să-mi spun amarul. Dacă e Iisus aici, spune-i că a venit tâlharul. Vino, Domnul îl primește în prag.
și tâlharul ațintește ochii tulburi de pribeag. E Iisus, acest arhanghel în veșminte sclipitoare. Părul nu-i a lui, nici ochii, nici cămașa de ninsoare, dar privirea blândă, ochii, ele, și-a căzut grămadă. Cum, dar cine îl ridică ochii lui, nu pot să creadă. Doamne, sunt murdar și în zdrențe și își frânse vorba în dinți. Eu, tâlharul în lumină, eu, tâlharul printre sfinți, și luându-l blând cu sine strălucitul voievod, înspre tron, ducându-l, zise, Tată, el mi-a fost întâiul rod. Și acum să știi oricine. Unde a intrat tâlharul, nu-i pe lume om să creadă și să nu-l primească harul. Nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus făgăduința. Unul singur nu se iartă niciodată, necredința. Amin.